Până dimineața din nou, Meet Influencer cu Mirela Vescan și Tea Haimovici. Continuăm emisiunea, partea a doua, unei emisiuni foarte importante, cu o invitată de excepție, așa că, conform obiceiului, o să o rog să se prezinte și o să continuăm emisiunile, genul de emisiuni pe care le-am început săptămânile trecute. Aducem oameni de succes, dar nu doar oameni de succes care se pot valida cu un business de succes sau cu o carte de viste sau cu un job bine făcut sau cu un scaun așa la un nivel înalt ținut pe scara socială, da, sub posterior. Ne interesează să validăm aceste, aceste poziții cu oameni reali, cu oameni care au o vibrație anume, oameni care au făcut o diferență sau oameni care au pus România pe hartă prin faptul că au fost vizionari. Te rog, invitata mea, te rog să te prezinți, Mihaela. Sunt uh, Mihaela Proicea, uh manager general la bioortoclinic și totodată vicepreședinte al patronatului antreprenorilor din domeniul medical. Să facem o recapitulare scurtă. Tu conducești om de afaceri, ai două clinici și nu este una dintre emisiunile alea plictisitoare în care povestim cât suntem de pompoși și mamă cât am realizat. Este una dintre emisiunile alea în care aducem soluții oamenilor de casă. Tu te ocupi de hernia de disc, toată lumea știe că, și o să te rog, tu -ți cu siguranță de ții statistică, așa că o să vreau să facem referință și la statistică, toată lumea în decursul vieții Cândva, undeva, a simțit o durere care este legată de coloana vertebrală. Toată lumea, în decursul vremii, nu știu, ori s-a cocoșat, au ajuns la cifoză, scorlioză, tot felul de, de afecțiuni ale coloanei vertebrale, care până la urmă se soldează cu faptul că ni se strică postura, între ghilimele se strică, se modifică postura, îmbătrânim din cauza posturii, arătăm mai în vârstă decât ceea ce suntem. Dureri de spate, să nu mai vorbim, când este atât de frig afară, bineînțeles, Că primul lucru este că se inflamează uh, uh, musculatura. musculatura, și dacă se inflamează musculatura, bineînțeles că undeva un nerv apare el, o contracție. Apare o contracție, exact, exact. Așa e o formă sistemică de manifestare. Iar tu ai inventat, ai fost vizionară și ai inventat o formulă prin care putem să terminăm cu hernia de disc, cu durerile, putem să ne modificăm postura. Culmea, fără intervenție chirurgicală, asta mi se pare extraordinar, dar ca să fac așa un pleonas, și mai culmea este ceea că o faci prin sistemul de sănătate. Te duci cu cardul ăla aparent useless și lipsit de importanță și de putere și eu de la medicul de familie aterizez la tine, ori în Constanța, ori în București, iar tu rezolvi în câteva luni probleme care de obicei cer bisturiu. Asta mi se pare extraordinar. Da, vreau să precizez ceva foarte important. Cu casa de sănătate nu putem să acoperim decât partea de fizioterapie și de kinetoterapie, partea de bază și anume elongația, care este extrem de scumbă, care necesită și foarte mult timp, este contracost. Am înțeles. Deci. Dar întreținerea pot... e foarte importantă, Dar o face da, odată, da, după care trebuie da. să ocupi de restul. Întreținerea așa? putem să o facem prin casa națională de sănătate, prin fizioterapie, kinetoterapie fiecare asigurat da, la Casa Națională de Sănătate beneficiază odată la 6 luni de 10 zile de fizioterapie și kinetoterapie gratuit ceea ce este un lucru foarte important pentru că aceste lucruri te aduc la faza de soluție adică hai să vorbim despre elongație în loc să vorbim despre o intervenție cu chirurgicală Chirurgical. care da. ea poate să însemne ceea ce înseamnă da? Spune-mi un pic care sunt costurile și cât durează? Cum arată această procedură de elongație? Pentru că ea până la urmă îți asigură într-un anume procent faptul că tu vei putea merge pe două picioare. Diferența de. este să funcționezi da. versus să nu funcționezi. Deci la ora actuală doar partea de elongație în București este de, pe 10 zile de 4.000 de lei. Da. Dar în patru... dar nu este, da. o, nu este nu, o sumă... Nu, nu tocmai este o o, dacă te duci și te operezi te... la coloană și cât Despre te costă recuperarea de după. Pentru că nu sunt, dacă te operezi, nu sunt suficiente 10 zile cât îți oferă Casa Națională de Sănătate să te recuperezi. Asta este cu siguranță. Poveștile sunt foarte multe. De exemplu, mai ales ca antreprenor, și eu vin la patronatul antreprenorilor din domeniul medical, cărora medicilor trebuie să, și antreprenorilor, bineînțeles, dar și medicilor efectiv care le sunt decontate foarte puțin aceste servicii medicale. Imaginați-vă că această casă de sănătate atâta poate, nu intrăm în dar amănunte. Dar bine că am început. 40, oferă 45 de lei pentru un serviciu în care sunt implicate aparatură de sute de mii de euro, un medic care are 12 ani de facultate, 6 ani cu 6 ani specializarea, da? niște fizioterapeuți, kinetoterapeuți care sunt toți cu facultate, mulți au și mastere făcute, da? au iarăși o școală de 6 ani pentru a fi un bun fizioterapeut sau kinetoterapeut. Aparatura, cel puțin la noi, pentru că altfel nu sunt rezultate medicale, foarte importantă valoarea aparaturii, pentru că cât este mai performantă, cu atât este mai scumpă. Și noi, cu aceste sume enorme de bani, cu malpraxisuri de plătit, nu mai spun de unii care au de plătit chirii, etc., etc., niște costuri enorme, se decontează acești cu 45 de lei mai puțin decât o manicură Deci, dacă te duci la o manicură te costă 100 și ceva de lei, iar și nu ai voie, din nefericire, și aici intrăm pe alt platou al antreprenoriatului, ce înseamnă și de ce. Nu ai voie să ai coplat. Bineînțeles. Da, și atunci și nimeni nu înțelege, că oamenii nu înțeleg de ce ei, deși sunt asigurați la casa națională de sănătate, domeniul acesta de recuperare este atât de prost plătit. Și de aceea să știți că rezultatul a nu face, adică a nu face recuperare, pentru că foarte multe spitale au renunțat la aceste departamente la aceste specialități din nefericire pentru că nu există specialitate medicală să naibe nevoiș de o, de recuperare de o formă anume. În toate orice operație, orice exact, intervenție da, absolut. Imaginați-vă că spitalele au fost nevoite să renunțe la aceste Ce place secții, când spui dumneavoastră, mă simt foarte importantă, da, da. Da, au renunțat la aceste secții pentru că nu sunt, nu sunt profitabile. Și când zic profitabil, să nu sunt într-un sens peiorativ, că lumea zice, A, vrei profit, etc. Nu știu. Nu, nici măcar, adică nu că profitabile, ești pe minus. Și atunci, managerii de spitale, pe bună seamă, care de la ei se cere performanță, chiar dacă sunt, lucrează la stat, să știți că și acolo au mari probleme cu decontările, pentru că li se cere performanță. Și în momentul în care statul plătește 2 lei și serviciul face 3 lei, Managerul ăla trebuie să inventeze diverse lucruri ca să poată să fie performant. De aceea este lupta foarte aprigă pentru un medici foarte bun și pentru o aparatură foarte bună în și în spitale pentru a aduce pacientul acolo. Pentru că, din fericire sau nefericire, nu știu sigur, pacientul din România funcționează, lasă-măi că cunosc eu un medic bun. Că atunci când ai nevoie de un medic, ce faci? Pui mâna pe un telefon și întrebi un prieten. Nici de cum nu te. Sunt foarte puțini care se duc în mediul online să caute acum tineretul mai degrabă sau cei care interacționează cu mediul online mai mult. Dar și atunci este doar o recomandare online și întotdeauna recomandarea asta pe care ți-o ți dă altcineva, chiar dacă asta nu asigură că și la tine va funcționa, da. este mult mai importantă. Eu de ce tot repet treaba asta cu casa de sănătate? Pentru că se știe, inclusiv la medicii de familie, că primesc exact un leu 50 pe un pacient și că tu trebuie să ai în, în custodie un cum să zic, cartier întreg de oameni. Eu tot pun accent pe acest lucru, pentru că cei care reușesc să lucreze cu, carte, cu casa de sănătate sunt niște oameni care înțeleg cum să-și acopere restul, adică să justifice. În ebraică se numesc genul ăsta de intrări, se numesc întrebări de astea de ripud. Ripud înseamnă o căptușeală de a care o pui și o așezi, cumva nu poți trăi doar din asta, că nu ești o clinică de stat, că dacă ar fi așa, de asta, clinicile de stat sunt falimentare, nu-i așa? Ei, dar înseamnă că tu ai o clinică care funcționează și știi exact până unde să iei, ești în stare să stai să aștepți dacă ei îți vor plăti peste 3-4 luni, pentru că așa se întâmplă de obicei, durează o grămadă, se știe că sistemul de stat nu este performant și cu toate astea există clinici care lucrează prin casa de sănătate și uh, ceea ce cred este că dacă tu reușești să ajungi ca pacient la o asemenea clinică când e vorba de o hernie de disc da, să-ți asiguri această intervenție. O parte de... din costuri sunt ceva. acoperite de către stat. Ceva. Da, ceva. Acel este important, card care acel card, Exact. Da. Dar sigur că da. Și îți poți asigura faptul că tu vei avea o coloană vertebrală dreaptă la propriu și la, dreaptă la propriu și la figura să poți funcționa. Și uite și acest card care de obicei este destul de useless, că ți-a nu știu câtă vreme până intre la un medic, ai făcut totuși ceva cu el și să spunem ceva bun și despre sistemul de sănătate din România. Că dacă există asta, cine știe poate oameni ca tine? O să vorbim imediat despre patronaj. Oameni ca tine care știu cum funcționează, care arată că se poate. În locul potrivit, acolo unde se dă legea, da? Pentru că lucre, voi lucrați cu Uniunea Europeană, lucrați cu da. tot. Cine știe, poate vei reuși să fii tu cea care transformi și să ajungi la sistem de coplată. Să ajungi să poți fi respectată ca un privat. Că doar cineva ca tine poate să facă asta. Și nu poți să o faci în timp ce dăm în cap sistemului. De asta tot vorbesc. Clar, ca sistem de sănătate, presupune ca tu să fii foarte performant în mediul privat, în condițiile în care ei nu investesc în tine și îți dau un cap cum ei, mai bine. Dar tu Uite, nu... am să spun ceva. Tocmai asta, Confederația Femeilor Antreprenori și noi, prin Patronatul Antreprenorilor Medicali, ce spuneam la începutul emisiunii, că de acolo am plecat, este foarte greu ca antreprenor. Da? să faci și acum vorbesc strict de poate în toate zonele, dar acum vorbesc strict de domeniul medical pentru că sunt printre puținele joburi sau afaceri care interacționează cu statul și depinzi uneori de stat, pentru că nu numai că oamenii, lunar. Lunar, lunar, de da. de nu, nu numai că oamenii nu înțeleg de ce dacă am plătit toată viața, nu este totul acoperit și pe bună dreptate. Adică eu aș vrea să decontez. Uite, lucrez și cu Omnia Sigur și cu Alian Siriac, oameni care sunt asigurați privat acolo și care le acoperă toată, tot serviciul medical. Și nu am o problemă. Eu de ce? Aș fi fericită să lucrez mai cu Casa Națională de Sănătate, să omul să vină și să nu mai fie nevoie să plătească alți bani. Ar fi deosebit, da? Nici omul nu înțelege de ce a contribuit toată viața și nu beneficiază total Acoperit aceste servicii medicale, pe de o parte, și pe de altă parte, ca și antreprenor. Pentru că nu a existat o educație antreprenorială, ce povesteam la început, da? nu există o educație antreprenorială, inclusiv medicii nu înțeleg de ce ei trebuie să vină la serviciu și de ce trebuie să gândească că sunt undeva într-un business al cuiva. Și el a venit la serviciu Nu el știu, trebuie să medical. mă plătești da. Că consult, că nu consult Că mă implic sau nu în actul medical Nu mă interesează Adică sunt și cazuri de genul ăsta Oameni care nu sunt implicați Acum, este foarte greu Ca cineva să faci O echipă întreagă, atâția oameni câți ai Eu am peste 50 de angajați Și undeva peste 30 de uh, Colaboratori Este foarte greu pe oameni să-i faci să acceadă la visul tău. Este greu. Sunt câțiva din toate, din toți angajații care pot să îi conectezi atât de tare și atât de puternic. Și asta se face dacă ei sunt interesați foarte mult de acel job, de acea meserie, și vor să performeze în acea meserie. Din nefericire, în România, dacă vorbim despre statistică, este considerată printre ultime, pe ultimele locuri, sau penultimă, la nivelul Uniunii Europene, în ceea ce privește productivitatea. Productivitatea înseamnă și neimplicare. Acum, pentru că venim cu niște tare comuniste, gândesc așa eu, adică alții pot gândi altfel. Poate eu greșesc în ceea ce spun, dar să zicem că mi-asum vorba cuiva consider că cei care vin la serviciu și pleacă de la serviciu neinteresându-i ce se întâmplă acolo, dacă omul ăla are să dea salariile la sfârșit de lună, dacă nu le are, dacă de ce să fac ceva în plus, că mă rog, colegul meu nu a făcut. Intrăm și în zonele acelea care antreprenorul este foarte responsabil și cu foarte multe probleme ca să Realizeze un act medical de înaltă performanță. Ce vreau să spun antreprenorilor tineri, pentru că acum vin din partea CONAF, da? în care noi ne chinuim și încercăm să aducem antreprenoriatul la nivelul tuturor, în special plecăm de la copii. Să știți că în grădinițe, în școli, am reușit să duc fetele din cadrul CONAF și predau antreprenoriat. Și sunt extraordinare. Chiar avem un eveniment anual care se întâmplă la nivel întregul, întregii țări, în toate județele, în care se întreg și vin cu proiecte antreprenoriale. Cred că știi despre ce vorbesc. Este extraordinar ceea ce se întâmplă. Poate nu ne-am făcut atât de mult cunoscute, pentru că probabil televiziunile nu știu, sau maz media nu este interesată în partea pozitivă a lucrurilor, ce fac anumite fundații, asociații, patronate, confederații, pentru a aduce un plus acestei țări. Gândim acolo, da? În tot ceea ce vezi știri negative, etc., sunt niște femei care fac niște lucruri, care gândesc nu ce face țara pentru noi, ce facem noi pentru țară ne gândim ce se va întâmpla cu antreprenorul de mâine. Și vin și spun antreprenorului de mâine, nu știu, un truc sau două. Cum mi-a transmis și mie la un moment dat un colaborator făcând un proiect european. Eu la Constanța, de exemplu, am un proiect european de un milion de euro, ceea ce spun pe Pora 2.2, ceea ce spun, domnule, se poate. În viața am construit o clădire întreagă pentru că am fost foarte bine și foarte pragmatică Bine și faptul că am făcut dreptul și am știut să lucrez cu hârtile etc. Nu mă crede nimeni domnule, eu în București, în sectorul 1 am construit o clinică de 1600 de metri și nu am dat un leu șpagă Nici la primărie, nici la primăria capitalei, nici la tot lumea se uită la mine Da, pentru că dacă faci și respecti legea și opisurile și tot ceea ce trebuie bineînțeles cu răbdare și cu perseverență, da? lucrurile se pot întâmpla și foarte frumos. Pentru că acum, de exemplu, am angajați care îi trimis să facă aceleași autorizații și vin cu diverse, diverse invenții. Nu se poate că la n că nu știu ce. Asta și eu l-am verificat. Astea sunt povești da, pe care și le e... spui din mintea ta și care nu au de face cu realitatea pentru că nu te duci pe direcția, ok, eu mă duc să o rezolv, eu mă duc pe ceea ce știu și ce cred că ar trebui să fie. Părerea pe care o am despre ceva fără să fie avut cu adevărat experiența acelui lucru. Asta este o chestie gravă în... în în zona de antreprenoriat, pentru că în loc să te gândești să-ți bată inima, adevărul este că cu toată legislația asta și cu tot ce se întâmplă și cu felul în care îți bagă fricanoase la televiziune, da. nu ți mai vine exact, să deschizi exact. nimic Dar ele, de fapt, nu sunt așa, nu pentru sunt că dacă așa, te afli da. lângă cineva să pui o întrebare, poți afla că se poate. Și da, unul poate mai mult, tu poți mai puțin, și aici este rolul spiritualității, dar și rolul instruirii și creșterii personale, că dacă tu nu o faci, tu rămâi antreprenorul de, antreprenorul de er care ești deja pase. Și vreau să spun unul dintre trucuri. Care trebuie să folosite, dacă ești la început, sau etc., nu neapărat trebuie să mergi pe căile bătute. Încearcă să te diferențiezi. Succesul constă în diferențiere. Întotdeauna am fost primii pe piață care am făcut hernia de disfără operație, și acum mă canalizez foarte mult, și credeți-mă că cau toate soluțiile și mă uit și nu este un lucru îl faci peste noapte, vreau să mă ocup de scolioza la adulți, la cei care nimeni nu-i mai bagă în seamă și au niște dureri extraordinare pentru că aceste scolioze netratate la timpul lor în adolescență și aici și dintr pe domeniul medical, mă rog, părinții nu sunt atenți ce se întâmplă cu copiii. Au niște scolioze dezvoltate, mai ales în zilele noastre în care copiii nu fac sport, etc., etc., etc și ca să zic pe repede înainte, copiii, cel mai bun sport, că s de la una de alta, cel mai bun sport pentru copii, ca să țină minte părinții, care este integrativ de mici să facă cățărat. Cățăratul este mult mai valoros decât în notul. Pentru că nu toată lumea știe să noate, nu toată lumea are bani să te duci la sala de sport, da? Cățăratul. Duceți-vă și duceți-vă copiii la cățărat. Eu, dacă ar fi după mine, și poate asta în cadrul CONAF am putea să facem un demers, pași mici, dar importanți pentru orice ce înseamnă antreprenoriat în România și pentru sănătate, în special, este de a introduce în toate grădinițele obligatoriu, da, și în școlile primare, când coloana este în formare, este de a face cu copii cățărat. Cățăratul este atât de important la sport, pentru copii, în special, pentru că. S-au făcut, mă rog, în România, le spun eu multora care nu știu, scolioza debutează la 7 sau la 12 ani. Când le crezi, măselele de minte, studiile astea, că se a vorbit întotdeauna scolioza ideopatică, nu se știe de unde vine, etc. Nu intru în amănunte medicale mai multe. Ei, francezii au făcut cercetări pentru că eu consider, de exemplu, școala franceză este una dintre cele mai puternici școli medicale. Mă refer la medical aici. Pentru că în cercetare s-au investit foarte mulți bani în Franța. Cred că Franța este țara cu cele mai, cei mai mulți bani băgați în cercetare medicală. Și se va vedea în sănătatea publică, pentru că ei știu că băgând bani în cercetare și având o sănătate primară bună vor avea niște adulți sănătoși și atunci ei nu vor mai fi nevoiți să vină cu bani foarte mulți când deja nu se mai pot face foarte multe lucruri. De exemplu, la noi în România acum, foarte bine, nu doamne ferește, dar din cauza asta, pentru că nu s-a făcut prevenție primară, se ajung la sume enorme în care se bagă să oncologie, tratezi. da, Trebuie în să special, da? în oncologie în special. Suntem pe locul întâi la mortalitate în infarct miocardic, mi se pare, în atacuri cerebrale. Adică suntem pe primul rând la mortalitate. De ce? Pentru că nu ne ducem la medic. De ce nu ne ducem la medic? Pentru că sunt spitalele cum sunt și zici nu mă -a duc la spital. Și-a pierdut -a încrederea în actul da, medical da. și în valoarea exact. medicului și în profesionalismul medical. Asta este adevărul. Da. Și de aceea spun, duceți-vă către clinicile private, pentru că și ele au de contări cu Casa Națională de Sănătate, pentru că au un serviciu de calitate deosebit. Este adevărat că eu știu foarte mulți medici care foarte valoroși care lucrează în domeniul de stat și i-am întrebat de ce nu vrea să lucrați în domeniul privat, pentru că privatul sunt convinsă că ar băga foarte mulți bani în voi pentru a face niște noi sisteme de. Uh, de a opera noi sisteme care tu ai nevoie să fii cel mai bun de exemplu medic etc și a zis eu vreodată numele meu să-l să-mi-l asociez cu o clinică privată și am rămas așa foarte, foarte mulți medici rămân la un nivel pentru că nu se investește în ei sunt mulți medici valorosi și la stat care pot face, face niște operații absolut deosebite da? dar echipele din jur managerii, etc., nu investesc în ei. Nu îi trimit la școli în străinătate, nu se trimit la congrese, nu li se decontează foarte multe lucruri. Iar din salariile lor, cât le rămân lor acolo, 7.000 de lei te duce acasă, chiar și 10.000 de lei. Știm foarte bine cu toții cu câți bani mai rămâi în buzunar, cât costă cărțile medicină, ce înseamnă să fii abonat la o revistă medicală internațională, ce înseamnă să te duci la un congres internațional în domeniul medical enorm. De asta este nevoie de cineva ca tine, care are un picior aici și unul acolo, mă refer aici în mediul de antreprenori, și pe de altă parte, în confederațiile astea, care aparent sună foarte pompos, iar repet, și care sună plictisitor de-a dreptul, și cu toate astea obținem lucruri. Povestește-mi un pic ce faci tu în această confederație, care este rolul tău, de ce cineva care are o clinică sau cineva care își dorește o clinică, de ce are nevoie de voi. Cum se poate regăsi, treaba asta, cineva care dorește să-și reactualizeze o clinică, cineva care își dorește să se transforme? Cum are acces? Cum primește răspunsuri? Pentru că veșnic regulile se schimbă și se schimbă regulile în timpul jocului. Da. Cum poate accesa fonduri europene? Pentru că aceste clinici sunt clinici pentru care chiar trebuie să accesezi fonduri. Nu poți de unul singur să duci, să duci asemenea proiecte. Da. Spunem mi te rog, un pic, cineva care dorește astăzi să, să fie parte din confederația. Da, cu ocazia asta chiar recomand și cu ocazia asta chiar încurajez. De exemplu, dacă se intră la noi pe SAI, pe PAM Ce România, semnă? patronatul antreprenor din domeniul Așa, medical. Exact. Da? PAM, pam, pam. Punct, care România. este legată de CONAF, bineînțeles. Bineînțeles, este Așa cum este, este și parte din CONAF, pe da, da, da. este parte da. de pan pe domeniul medical. Confederațiile, Confederația femeilor Antreprenori, confederația este formată din federații. Și noi avem Federația femeilor confederația antreprenor. Confederația este CONAF. CONAF este confederația. Și câte câte federații sunt de destul? Din câte știu, sunt două federații la, la ora aceasta, iar noi ca patronatul antreprenorilor din domeniul medical, suntem sub federația uh, patronatul antreprenor, femeilor antreprenori și urmează ca noi, ca și în funcție de câte alte patronate vin alături de noi, să facem noi înșine o federație medicală sub confederația femeilor antreprenori. De ce sub confederația femeilor antreprenori? Am observat, și nu acum să nu fiu opusul la misoginism, doamne ferește, nu vreau să spun că noi femeile, noi în cadrul confederației chiar și în bord, avem și bărbați. Asta nu înseamnă că dacă a plecat într-adevăr de la ideea de, nu neapărat de feminism, ideea de a femeile de a mișca lumea, da? ca să zic așa. Inițial am fost, că, plecând de la întrebarea ta, am cunoscut-o pe Cristina Chiria, când era prietenă înainte să debuteze Confederația Femeilor Antreprenori și m-a întrebat dacă vreau să fiu alături de ea în a scrie istorie. Că până la urma urmei, Cristina Chiriac e foarte interesant și foarte miros că m-am gândit la lucrul acesta, Cristina Chiria, a scris istorie în România, este prima femeie care a format o confederație a femeilor antreprenori în România, în istoria României. Idei au fost multe și inițiative da. au fost multe, dar ce nu au trecut testul. testul practic. Da. Ei, Cristina este și are o importanță, bineînțeles, deosebită în coaliza. Toate aceste entități care fac parte din Confederația Femeilor Antreprenori și totodată este foarte important. Este doctor în economie. Cristina Chiriac în momentul în care vorbește față de alți mulți vorbitori, tot ce înseamnă economie, tot ce înseamnă ce avem noi Are nevoie că, așa. Știe este acolo, poate știe să răspundă la orice întrebare și are viziunea și capacitatea de a aduce toți acești antreprenori care sunt în spatele ei spre o viziune comună și anume aceea de a face în țara asta ceva mai bun, nu protestând, ci colaborând cu toate instituțiile statului așa cum sunt ele. Mai bune sau mai rele? Exact cum am dat exemplu la da. case de sănătate. Revenim acum la, la chestia asta practică. Această, această uniune, aș putea spune, a oamenilor care au un business în domeniul sănătății. De deci ce ar trebui să adere? Ce pot face ei pentru, pentru această uniune? Ce face uniunea pentru ei? Ce reprezintă prezentul? Ce reprezintă viitorul? Ar trebui să adere pentru că viziunea noastră este de a face un stat mai bun și viziunea noastră este ca acest capitalism să funcționeze. Capitalismul în România este nevoie de el. Cred că ar trebui să folosim mai mult în toate structurile, în toate domeniile, în toate discursurile, acest cuvânt, capitalism. Capital. Țara asta are un deficit de capital. Noi trebuie ca și antreprenori, prin capitalul, prin acest aport care ne l aducem noi, da, și nu trebuie să ne spunem de ce altul nu aduce, fiecare ce face în dreptul lui, acest plus. De exemplu, eu plătesc anual 300 și ceva de mii de euro statului român prin impozitele care le plătesc, da? De-a lungul istoriei acestei firme s-au plătit milioane de euro. Nu, am, chiar mă bucur! Pot să vin cu aportul meu la a plăti ceea ce este necesar că investițiile care le fac sunt mai bune, sunt mai rele, nu este, nu eu, nu eu trebuie să gândesc de ce au făcut așa sau nu. Nu eu trebuie să desconsider. Sunt instituții ale statului care pot spune. Importanța mea la acest stat este ca eu să aduc plus valoare. Nu numai prin contribuție, prin capital și prin impozite, și prin ceea ce fac. Așa ar trebui să gândească... Uh toți tinerii de ziua de astăzi. Dar da? lumea intră nu. în reactivitate și vrea să dea în cap statului reactivitatea. Reactivitatea statul. vine din sociologie, ca să zic. Ceea ce ni s-a întâmplat nou în ultimii 40 de ani, da? 50 de ani de comunism, este foarte greu. Când a zis Brucan că ne trebuie 20 de ani, nu ne trebuie 20 no de ani. More. Ne, poate ne trebuie 20 de ani de acum încolo, da din anii ăștia încă 20 de ani. Și cred că mai mult. Pentru că este foarte greu să scoți acest de reactivitate cum a reacționat lumea când a zis Bruca în chestia asta și apropo da. de capitalism a pornit România în 1989 cu un capital întreg fără datorii, capital și cu, cu posibilitate, pe orice domeniu ai pus un deget, totul era pe plus și s-a reușit prin lipsă de educație, pentru că ei, făcut, făcut, ei e... au făcut, ei au, făcut, naționalizare, au fost mult mai buni comuniști pe naționalizare, pe cât am fost noi, noi după, pe, deși aveam pe toate traumele, deși am avut toate traumele acolo, adică am putut să facem exact pe dos, am ajuns să pierdem capitalul de pe fiecare domeniu, în așa hal încât, când vezi pe cineva că face ceva, primul lucru, pune o ștampilă pe tine, sigur ai făcut ceva, sigur te-a ajutat cineva, da, sigur ai dat exact. șpagă, sigur, sigur ești nepoata cuiva și dacă cumva chiar ești nepoata cuiva, chiar dacă nu ești în legătură cu acel om, cu siguranță Planța, tu acum amăminți da, și acela te-a da. ajutat și tu. Când e, de asta fapt, sunt tot arele comuniste. A, exact, exact, când da. de fapt, vii și spui-mă, dar credeți-mă, eu chiar da. și în ziua de azi, dorm trei ore pe noapte. Pentru business, pentru că nu e ușor să ții un este business. Un... În România, da. Mai Ei, în Ce medical. este mai grav aici ca să spun, este așa. Că cei care încep să ne conducă astăzi, pentru că suntem la 30 și ceva de ani de la Revoluție, au ajuns la maturitate, dar sunt acei copii care s-au născut atunci și au învățat atunci și ghiște. N-au învățat antreprenoriat. Ei nu știu să fie capitaliști. Nu poți să conduci o țară dacă nu ești capitalist. O țară capitalistă, dacă tu nu ai o gândire capitalistă Nu au Dom nici cultura generală a părinților da. Nu mai au nici rădăcinile formate Cum erau părinții exact. care au crescut în povestea bunicilor foarte multă lume din România este de-abia la a doua generație și prima generație cu școală și cu studii superioare și ce să vezi, se simte chestia asta, pentru că dacă ai crescut într-o casă fără cărți și oricât dăm în cap culturii generale, cultura generală reprezintă o imagine de ansamblu care este absolut obligatorie ca să te poți focusa pe ceea ce este. Și am să-ți mai spun ceva. Și nu știu niște da. scurtătură da. a unor oameni care au făcut, care vin către tine, o iau pe scurtătură, fiindcă pot, dar ei nu au făcut drumul întreg dus întors pe jos, fiindcă scurtătura n-aparține oricui. Și această scurtătură o poți lua când îți poți asuma trecutul. Iar asta stai de vorbă cu oameni care cred că se poate fiindcă ai dat un click. Și dacă n-ai un calculator, nu știi să faci 2 ori 2 Nu vreau să generalizez, da. dar am mutat centru, cu asta ne ocupăm acum. Dar vreau să-ți mai spun ceva, foarte interesant. Eu nu am știut exact, pentru că tot cu o tară comunistă am venit, am învățat la școală socialism științific. Da, era o carte, așa, economie, știi, cred că socialistă ceva. Și atunci am rămas cu o tară de asta, și asta, minciuni, adică nici măcar nu învățam, nici mai țin minte cum era povestea atunci. Și vin și văd o emisiune la sfârșitul anilor 90 cu fostul premier Vasile, am uitat cum îl cheamă, Vasile, care a un prins... Okay. Un... Bun, unul dintre ei, că așa da, fost A fost premier pe timpul lui Emil Constantinescu. Era sociolog și am văzut un interviu cu el, care pentru mine a fost de revenire, mi-a schimbat mult percepția pentru că lipsa asta de educație totuși, vin și spun, vin din comunism eu. Eu am învățat liceu în timpul comuniștilor. Am învățat toate talele, în familie, etc. Deși bunicii, străbunicii sunt niște capitaliști și vin de undeva în oameni cu capital etc. Dar confiscat, mă rog, știți, ca fiecare, am trecut prin toate etapele acelea. Familia mea, de exemplu, da? Ei, și spune... Uh, domnul premier a murit din păcate o chestie extraordinară, că se pusese problema de unde vine șpaga și de unde lucrurile astea. Și ce domnule, noi le avem în ADN, ceea ce și ai vorbim acum, că, dacă vorbim și de medical, ce înseamnă a transmite din generații în generații aceste probleme ale unui popor întreg. Și anume acela, că ne-a intrat în sânge, să-mi dăm șpagă, să dăm atenție, să facem diverse lucruri. Revenind la partea de antreprenoriat și legat de, așa, de sociologie, impactul acestei țări prin plecarea a milioane de tineri, care tinerii aceia sunt de două feluri. Unii, întreprinzători cu, cu spirit, eu știu, ca să te duci în altă țară fără să ai pe nimeni, da? Ești un spirit întreprinzător. Spiritul acela duți ți l-ai fi făcut la tine în țară. Să zicem, chiar dacă nu aveai o educație antreprenorială, dar faptul că tu ai plecat în altă țară și te-ai apucat de lucru acolo, înseamnă că ai o inițiativă. Deci au plecat odată oamenii cu inițiativă și după aceea au plecat cei mai inteligenți oameni care au dus cu ei ce în afara țării timp de 30 de ani? ADN-ul. Un ADN care se transmite din generații, ADN-ul care va lipsi la conducerea acestei țări peste 10, 20, 30 de ani. Exact. Și sunt 5 milioane de oameni peste hotare, ca să nu mai vorbim de toată spuma intelectualității și a gândirii românești care a fost ucisă după al doilea război mondial. Exact. Am ajuns la finalul da. emisiunii, dar de-aia vreau să întreb. Ce poate face cineva, că avem așa da. de multe de vorbit, ce poate face cineva ca să adere la această confederație? Este simplu. Deci, poate să intre la noi pe, pe, pe pamp.românia.ro, adică patronatul antreprenorilor din domeniul medical, imediat cum deschide site-ul, acolo o să apară foarte simplu un chestionar în care uh, sunt, îi se cer niște date foarte simple da? și accesează uh, cu firma respectivă. Da? Că trebuie să fii, ca să intri într-un patronat, să ai neapărat trebuie o neapărat să ai o firmă. Ori să fii, poți să fii și persoană fizică autorizată, poți să fii și CMI. Da? da. Deci să ai o formă instituționalizată, ca să zic da. așa. Deci pe poți care să, să te înscrii. tu nici de, pe... de cum, sub formă de manager sau ceva? Uh, nu neapărat să o conduci. Poți să fii ca și reprezentant, da. poți să fii reprezentantul unei firme, nu neapărat da. să fie a ta, da. dar patronul acelei firme să fie de acord ca ea să intre în acest patronat. De ce în acest patronat și de ce în Confederația Femeilor Antreprenori? Cel puțin patronatul ne-am propus ca să sprijinim toate firmele din domeniul medical care au nevoie de informații privind fondurile europene care au nevoie să vadă dacă firma lor este eligibilă, uh, eligibilă sau nu punem la dispoziție oameni de afaceri iar lumea accesează oameni... fonduri europene prin voi cu da, lumea, da, da, lumea poate, evoluează... nu prin noi ca și informație îi putem sprijini în domeniul acela îi putem sprijini cu firme dacă nu au acces la firme care aduc uh, uh, aduc uh, mobilire, să zic, aparatură medicală care aduc aparatură medicală și care, cu care avem colaborări și care pot oferi informații foarte multe și foarte utile către aceste firme. Da? Care sunt, în afară de asta și foarte important, firme care au de toate, da? dar vin la noi de ce? Pentru Sună Pomposa face o lume mai bună în domeniul medical, cel puțin, da? și la nivel de confederație pentru a-și aduce aportul la acest capitalism într-o modalitate în care este plăcută pe sub tuturor, da? ajutând pe toată lumea Lumea trebuie să iasă din uh, domeniul ăsta al fricii Culmea este că vorbim despre capitalism și despre capital, exact ceea ce lipsește omului ca să deschidă un business și astăzi este tot mai greu, nu mai poți deschide un business doar prin faptul că tu ai o meserie, este un început, dar nu este suficient. Și culmea este că scopul acestei confederații este pe undeva asigurarea informației pentru capital, oricât de greu ar fi să accesezi niște fonduri. Dar odată ce tu aparții de cineva care are de o asemenea federație, care are o asemenea experiență, fiecare s-a lovit de ceva și pui o întrebare și ți se răspunde la această întrebare, asta mi se pare nemaipomenit. Și, uh... și networking-ul. Da. De exemplu, noi avem uh, o comunitate de WhatsApp, da? în care, în momentul în care o femeie are nevoie de ceva, nu știu, accesul la uniforme. Cine face uniforme pentru pompieri? Nu știu, a apărut ceva acolo pentru etc. Da? Și au venit firme din domeniu care, da, noi facem. Pentru că. Nu ai cum să ajungi la ele dacă nu ai o. Exact, nu știi unde și cum. Înainte erau pagini aurii, nici nu mai știu. Acum poate, dacă dai până online, dați apar și foarte multe fake-uri. Că acum foarte mulți, de exemplu, pun. De, de un exemplu. chernia de dis o operație, da? Și când să vezi, apar în primele sunt locuri, sunt toate entitățile care operează. Cum sunt toate cele care cauți gratuit și de fapt îți dă trei zile și trebuie să spui neapărat cardul și dacă nu ți-l tragi, adică sunt niște schemuri Bine, care acum, na, peste tot funcționează. Lumea ca să evită, evite această zonă de online care sunt sau nu că Bineînțeles, cu AIU, acum și cu toate minunile astea, încercând să evite această zonă, încearcă prin alte comunități și networking care nu le-am inventat noi, au venit de afară chiar firme întregi care fac lucrul acesta, inclusiv pentru firmele mici, care mi se pare o chestie foarte bună. De ce? Pentru că într-o comunitate mică, când ești la început, te simți mai în largul tău. De exemplu, eu cu o companie mai mare, când m-am dus, mai invita cineva. De ce nu? Orice carte de vizită dată este binevenită. Și m-au întrebat, da, tu ce cauți aici? Chiar mi-au respins aderarea la vremea respectivă la o comunitate de networking, pentru că eram prea mare pentru ei și nu puteam. Over să... Super qualified. Da. Și atunci, știi cum e? Ca și când vine cineva la tine să-l angajezi și are calificarea prea superioară și nu poți să. Nu? Să l angajezi că zici măi ceva nu e în regulă sau ceva de ce vrei să pe o poziție mai joasă sau ceva Mă bucur mult că am vorbit și mă bucur mult că hai să zicem am desecretizat și am devolat El nu a fost niciodată secretă și niciodată acoperită de un voal Dar această lume a, a, de, de business, această lume a persoanelor care vor să facă ceva și care vor să se manifestă. Și vorbim aici, de exemplu, cei care sunt, care au, nu știu, medicii de familie care au un cabinet privat, da? pe ei ar trebui neapărat să facă parte dintr-o asemenea, dintr asemenea organizație, Absolutely. pentru că medicii de unde să știe să țină și un business și slavă cerului, trebuie să se, trebuie să se întrețină, nu-i așa? Da. Ca, ca om care nu ești medic și care îți deschizi o clinică și care trebuie să faci față și în, și în domeniul medical, dar și în domeniul de antreprenor. Asta este foarte foarte greu să le pui cap la cap împreună. Uite, de exemplu, să știi că la mine au venit mulți din domenii care vreau să-și deschidă spitale, clinici, da? Pentru că eu fiind, mă laud acum, printre puținii poate în România, da? care, au, care au făcut de la primul șurub, da? O clinică medicală. Nu-ți mai spun că prima dată a fost primul spital privat pe persoană fizică. Da. Chiar mă s-au speriat și asta da. că nu înțelegeau. da? Inițial a fost spital, dar am da. transformat -o în clinică, n-am mai făcut și zonă de spitalizare. Uh, și uh, în momentul în care mă sună și mă caută uh, să le dau informațiile, dar au cu dragă inimă și le spun uh, ce legislație și cum să respectă și cum să facă lucrurile ca să le fie ușor. Pentru că dacă respecti legea, noi în Confederație avem lucruri foarte importante. Să respectăm legea, da? să colaborăm cu instituțiile statului, pentru că probabil acolo noi colaborăm și vrem să colaborăm cu toată lumea și cu Ministerul Sănătății și cu Guvernul României și cu Casa Națională de Sănătate să venim în sprijinul lor. De ce? Pentru că sunt unele domenii sau unele lucruri, noi suntem privați și vedem într-un fel și noi consiliem colaborare. Noi vrem colaborare, nu suntem sindicat, să ieșim în stradă sau să facem, nu, vrem prin colaborare să facem lucruri. Să ne întărim Pentru că pe legile și ei au nevoie de oameni ca noi ca să aducă un aport la o lege sau la ceva, că ei nu au neapărat cunoștințele în domeniu. Nu au atâți co consilieri. Sau poate nici nu găsesc, pentru că mulți din domeniul. Privat, care sunt foarte buni, nu se duc în domeniul acesta al consilierii. Pentru că, mă rog, un da. consilier nu este bine plătit. Și atunci un om cu foarte multă expertiză nu vine decât dacă vrea, printr-o instituție cum este Conafu, da, să te ajute pe tine, instituție de stat, să faci anumite lucruri frumos. Așa cum avem cu Ministerul Educației niște proiecte extraordinare și uh, am avut o sprijin din partea statului și în multe alte domenii. Nu vreau să sune a. Periața sau o ceva de este a realitate. Da. Este o realitate. Realitatea este prin colaborare. Numai așa putem să facem România să meargă înainte și să facem capital. Îți mulțumim pentru prezență, o emisiune plină de plină de informații. Dacă sunteți activi în domeniul medical, vă așteptăm să intrăm în CONAF, împreună suntem mai puternici. Dacă aveți un business care trebuie, pus, trebuie actualizat, trebuie pus la punct, Veniți să fiți alături de noi. Îți mulțumim, Mihaela, că ai fost cu noi în cu emisiune. Ne întâlnim cu drag săptămâna viitoare. Sunt Mid-Influencer cu Mirela Vescan și te hai, La revedere!